La punctul de trecere a frontierei Siret s-au prezentat în data de 28 iulie pe sensul de intrare în țară doi cetățeni ucraineni călătorind cu un autocar. După efectuarea formalităților de frontieră asupra bagajelor care aparțineau cetățenilor ucraineni, a fost efectuat un control amănunțit, ocazie cu care în acestea a fost descoperită, nedeclarată, în vederea sustragerii de la controlul vamal, cantitatea de 2000 pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 2440 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar cei doi bărbați cu vârste de 35 și 31 de ani au fost sancționați contravențional de către organele vamale cu amenzi în cuantum de 10.000 de lei. Totodată, polițiștii de frontieră au făcut demersuri pentru aplicarea măsurii de interzicere a intrării în România pe o perioadă de 5 ani, a precizat ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontieră Suceava.